Atenție la pregătirile pentru sărbătorile de iarnă. Un bărbat din Zalău a ajuns la spital după ce a fost mușcat de porcul din curtea casei. Se pare că acesta a vrut să-l taie, iar animalul s-a speriat și l-a atacat. Din fericire, medicii l-au tratat și nu a avut nevoie de internare. Medicii recomandă prezentarea de urgență la spital în astfel de cazuri, pentru că o mușcătură de animal poate duce la infecții severe. La unitatea de primire a urgențelor a Spitalului Județean de Urgență din Zalău a fost tratat un pacient de 59 de ani din Zalău, ce prezenta o plagă minimă la nivelul degetului 3 mâna dreaptă prin mușcătură de porc. Pacientul a fost pansat și i s-au acordat îngrijirile medicale la unitatea de primire a urgențelor, nefiind necesară spitalizarea lui. Dacă nu mai sună, nu mai vibrează, nu se mai aude, nu mai are semnal, dacă până pornește inventezi cuvinte noi, sau dacă doar nu-ți mai place fața lui, înainte să, nu știi ce, eu dau cu el de pământ, ai pe la noi. Dar nu lângă troițe, pentru că ne-am mutat vis-a-vis de check. GSM Land, servici și telefoane noi sau second hand. GSM Land, acum în noua locație vis-a-vis de check, lângă magazinul Helen. GSM Land, doctor specialist în telefoane mobile.